Societatea are aproximativ 500-550 salariați. Exact numărul nu vi-l pot spune, din care 400 sunt membri de sindicat. Au semnat pentru declanșarea grevii peste 300 de membri de sindicat. Am îndeplinit condițiile legale din punct de vedere a declarării legalității grevii. Am înregistrat oficial conflictul, am avut conciliere organizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba în 22 iulie. Din totalul de 18 revendicări am reușit să cădem de acord asupra 6, au rămas de susținut prin conflictul de muncă încă 12 revendicări. Vă spun de cele mai importante, pentru că nu vreau să intru prea multe amănunte. Sunt câteva articole prin care administrația dorește a nu mai fi cuprinse nou contract colectiv de muncă. Prin aceste articole nu se mai recunosc anumite drepturi câștigate anterior și precizate în vechile contracte colective de muncă, lucru cu care noi nu putem fi de acord. Sunt drepturi pe care le-am câștigat în ultimii 23 de ani, ele au fost negociate și s-au regăsit în toate contractele colective de muncă pe care noi le-am aplicat la nivel de societate. Mai avem anumite cerințe de alimentație, de protecție pentru anumite locuri de muncă, anumite categorii de salariat. Trebuie să precizez că noi avem în cadrul societății și aplicăm, dăm efectiv, salariații beneficiază de alimentație, de protecție, dar mai avem și alte locuri pe care noi le considerăm dăunătoare sănătății omului, salariatului în special, pe care considerăm că trebuie acordate și lor. De asemenea, avem pretenții de natură salarială. Avem anumite pretenții de natură salarială care sunt legate de bazele salarizării din societate, de niveluri de salarii, pe care va trebui într-un fel sau în altul să cădem de acord, pentru că acest conflict de muncă, din punct de vedere economic, nu face bine nici societății, nu face bine nici salariatului. Ambele părți au de pierdut, salariații parte din salariu, societate parte din produsele și din cifra de afacere a societății. Sper ca până la urmă să găsim o soluție. Ce prima discuție. Noi suntem hotărâți să ne susținem protestul până la soluționarea sau ajungerea la un acord